Bine te-am găsit, sunt Mihai Hohotă. Astăzi la Istoria Sportului îți spun povestea vrăjitorului Marcel Răducanu. Marcel Răducanu s-a născut la București la data de 21 octombrie 1954. A venit la Steaua la vârsta de 9 ani. Francisc Fabian a fost cel care l-a descoperit și care l-a învățat să iubească fotbalul și driblingul. Acesta avea să prindă rădăcini puternice și să se transforme într-un copac imens, ale cărui fructe erau chiar fotbalul spectacol. Pentru a vorbi despre Marcel Răducanu ai nevoie de un weekend sau chiar de săptămâni întregi, pentru a povesti toate minunile făcute de acest fotbalist fantastic. La începutul anilor 80, Marcel Răducanu era una dintre cele mai mari stele ale României, un fotbalist cunoscut în toată țara, o vedetă cum azi e numai Hagi. Tot în 1980 a marcat în poarta Angliei, în victoria cu 2-1 de pe 23 august. Viața lui în România a fost una bună, nu a dus lipsă de nimic, a fost iubit de oameni și respectat. A ales însă să plece, a făcut-o pentru fotbal, pentru fotbalul pe care îl juca el. Poate din cauza firii sale creative și libere, total incompatibilă cu regimul care conducea România acelor vremuri, poate din alte motive, Marcel Răducanu a hotărât la începutul anilor 80 să fugă din țară. Șansa de a scăpa de comunism i s-a evit în vara lui 1981, când Național a jucat un turneu de pregătire în Republica Federală Germană. La un meci amical jucat la Hanovra împotriva Borussiei Dortmund, Marcel Răducanu i-a zis selecționerului Valentin Stănescu că simte dureri la gleznă. Acesta l-a schimbat cu Balaci, fără prea mult zgomot. Jucătorul român a plecat la cabine, pe un drum care avea să îl ducă către libertate. Ce a însemnat asta pentru România? Un scandal imens. Regimului de atunci nu i-a căzut prea bine. L-a declarat dezertor și l-a condamnat la 5 ani și jumătate de închisoare, pedeapsă pe care nu a executat-o niciodată. Însă comuniștii nu s-au oprit aici. Văzând că nu-l pot aduce înapoi, au decis să-l șteargă din istoria fotbalului românesc. Așa, i-au luat titlul de cel mai bun fotbalist român al anului, titlu obținut în 1980. Dar asta conta prea puțin. Talentul și măreția nu i le putea lua nimeni și nici libertatea pe care a câștigat-o. Marcel Răducanu a cerut azil politic în Germania. Apucase să semneze cu Hannover 96 atunci când a fost căutat de Borussia Dortmund. Oficialii acestui club, aflând din presă că Marcel Răducanu nu se mai întorsese în România, a semnat și cu Dortmund, astfel că primea salariu din două părți, ceea ce era ilegal. A fost suspendat un an, iar Dortmund a plătit 500.000 de mărci pentru el celor de la Hanovra, pentru că altfel nu îl puteau folosi. A jucat 6 sezoane pentru Borussia. A jucat în 163 de meciuri și a marcat 31 de goluri. I-a cucerit cu magia sa, așa cum i-a cucerit și pe români. Cea mai frumoasă amintire rămâne golul marcat împotriva Fortunei Köln, ce a salvat-o pe Borussia de la retrogradare. În 1988 s-a transferat la FC Zürich, pentru care a mai jucat până în 1990. Atunci a pus Marcel Răducanu ghetele în cui. A avut o carieră foarte frumoasă, cu multe meciuri, goluri, dar mai ales driblinguri. Au fost trei motive întemeiate pentru care am plecat din România. În primul rând am vrut să demonstrez că pot face față și în fotbalul din vest. Puteam rămâne mai întâi la Nantes. Francezii au vrut să mă ia. În al doilea rând, am vrut să rămân în Germania. Mă plictisisem de toate ședințele cu generalii în care veneau și ne povesteau cât de nasol e în Occident. A contat și faptul că nu m-a băgat să joc cu Anglia pe Wembley, deși am fost fotbalistul anului. Meritam și eu să joc puțin atunci, a explicat Marcel Răducanu. Succesul înregistrat de Marcel Răducanu în fotbalul vestic a făcut ca drumul fotbaliștilor români către marile echipe europene să fie mult mai ușor. Hagi, Popescu, Petrescu, Lăcătuș sau Balint și mulți alții au profitat de munca lui Marcel Răducanu, care le-a arătat străinilor că nu riscă nimic dacă se orientează către fotbaliștii români. Însă noi, românii, am pierdut foarte mult. Am pierdut posibilitatea de a-i vedea pe Marcel Răducanu și Gică Hagi jucând împreună, în aceeași echipă. Acest lucru s-ar fi putut întâmpla la Mondialul din Italia din 1990. Marcel Răducanu s-a retras din activitate, însă nu a putut niciodată să se retragă din fotbal. Nici nu avea cum. El însuși era fotbalul spectacol. Totuși, spre deosebire de alți foști fotbaliști, Marcel Răducanu a ales un drum diferit. Nu s-a făcut antrenor. În schimb, și-a deschis propria sa școală de fotbal în 1994. Astăzi, școala sa este una dintre cele mai apreciate din Germania. Marcel Răducanu îi învață chiar el pe copii cum să dribleze, iar aceștia îl ascultă de fiecare dată, pentru că știu că au în față o legendă a fotbalului.
Internaționalul german Mario Götze este unul dintre fotbaliștii care au învățat arta driblingului de la Marcel Răducanu. Atât pentru astăzi la Istoria Sportului. Cu alte povești fascinante din sport vă aștept pe canalul de YouTube Istoria Canal 33. Pe data viitoare!